Elena Udrea trece prin momente îngrozitoare după gratii. Fostul ministru refuză în continuare să mănânce și a slăbit numai puțin de 11 kg. Torul de fica ei o mistuie. Elena Udrea are probleme în închisoare, spune avocata sa, Silvia Uscov. Fostul ministru ar refuza să mănânce și a slăbit 11 kg de când a fost încarcerată. În aceste momente, Elena Udrea se află în carantină. După ce se termină perioada de 21 de zile, aceasta va fi pusă într-o celulă normală, alături de alte deținute de la penitenciarul Târgșorul Nou de lângă Ploiești. Avocata Elenei Udrea, Silvia Uscov, susține că fostul ministru se topește de dorul fiicei sale, care știe că este plecată în Italia la muncă. Aceasta refuză să o vadă la vorbitor, așa că se rezumă doar la apelurile telefonice care au loc seară de seară. Este singurul mod de comunicare, fetița nu știe la acest moment că mama ei este în penitenciar. La vârstă este greu să explici, mama este în Italia la muncă, invocă ceea ce se întâmplă cu atâtea familii de români. Cum ar putea să îi explice de ce se află în penitenciar? E greu de înțeles chiar și pentru noi juriștii de ce este în penitenciar, a spus avocata Silvia Uscov. Și Adrian Alexandrov, soțul Elenei Udrea, a subliniat că partenerei sale îi este greu că nu își poate vedea copilul. El a explicat de ce micuța nu o va vizita pe mama sa cât timp este încarcerată în penitenciarul Târgșor. Nici nu o pot aduce aici, pentru că discuția se poartă printr-un geam și cred că este o traumă pentru un copil, ca după atâta timp să vină să-și vadă mama în felul acesta, a explicat bărbatul, relatează Antena 1.ro.